blestemați ungheneni, pentru ca serviciile noastre municipale să poată activa. Acum, la moment, trebuie să facem tot posibilul să achităm facturile pentru serviciile deja prestate. Unii așteaptă că aceste servicii vor fi anulate. Vă spun cu toată certitudinea, toată responsabilitatea, pentru ca să avem apă la robinet, pentru ca deșeurile să fie evacuate, ca să putem salubriza localitatea așa cum este nevoie, ca să facem față pandemiei, trebuie să achităm facturile. Vreau să cer scuze și mă rog de mai iertat cei care ați vrut să auziți altceva de la mine, dar vă spun că altă ieșire acum la moment nu este. Acum este timpul să dăm exemplu de mărinimie, de compasiune, de ajutor reciproc. Fiecare de noi oricum are pe cineva mai aproape de el. Cei care au posibilități, ajutați pe cei care nu pot. Doar împreună putem să facem ca să reușim să ieșim din această stare complicată. Eu sunt sigur că în momentul în care vom depune toate eforturile și ne vom face datoria, cei care trebuie să stea acasă, acasă să stea, cei care trebuie să intre în izolare, să intre în izolare, cei care muncesc să-și facă cu cinste datoria, cei care trebuie să achite facturile pentru că au primit aceste servicii, să o facă cu siguranță că astfel aduc o contribuție pentru ca scăpăm de această pandemie. Doar împreună putem să ieșim din această situație complicată. Și așa va fi.